Ioan Iacob, pictor român stabilit în Germania, expune la București lucrări în care își dovedește încă o dată afinitatea pentru culoare, fără cuvinte, până în 15 iunie la Galeria Anticariat Curtea Veche. Plecasem din start de la o altă idee pentru această expoziție. Mă aventurasem într-o tematică îngeri și demoni. Ori în timp ce lucram, mi-am dat seama că nu stăpânesc materia și am ajuns la concluzia că cel mai sincer titlu ar fi Fără cuvinte, pentru că nu e nevoie să dau o explicație cu un asemenea titlu. Născut la Sibiu în 1954, Ioan Iacob s-a stabilit la Düsseldorf, Germania, în 1975. Acolo a urmat Academia de Artă la clasa profesorului Gotthard Graubner. S-a făcut repede remarcat și de peste 20 de ani expune în multe galerii din Germania. Fără cuvinte este cea de-a cincea personală a artistului în România. Distinctivă pentru opera sa este maniera în care folosește culoarea. Criticii îl consideră un autentic colorist, care, pentru a da în vileag acest dar, nu are nevoie de multă imagine.